Un grav accident feroviar, soldat cu două victime, dintre care una inconștientă, s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în localitatea Plătărești. La fața locului s-au deplasat de urgență echipajele Serviciului Județean de Ambulanță, Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Călăraș, care au intervenit rapid cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de prim ajutor smurt. Din cercetările efectuate la fața locului, se pare că șoferul autoturismului marca Audi nu a respectat semnificația indicatoarelor la trecerea la nivel cu cale ferată, fără barieră, și a intrat în coliziune cu trenul Mărfar care circula pe ruta București-Oltenița. În data de 20 iulie 2019, ora 00:23, echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Călăraș au fost solicitate prin intermediul numărul unic pentru apelul de urgență 112 să intervină în zona localității Plătărești, drum județean 301, pentru acordarea primului ajutor mai multor persoane și pentru asigurarea tuturor măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor în urma producerii unui accident grav între un tren și un autoturism. La fața locului au fost găsite două victime rezultate în urma accidentului, conducătorul auto, în vârstă de aproximativ 25 de ani, conștient, prezenta diferite scoriații și traumatisme. La fața locului a mai fost găsită și o persoană de sex feminin, minoră, de aproximativ 15 ani, pasageră în autoturism implicată în accident, care era inconștientă și prezenta diferite politraumatisme. Aceasta a fost preluată de către un echipaj al serviciului de ambulanță, aflat la fața locului, și transportată în stat de inconștiență la spital.